Bună seara, suntem la dosar de politician. Încheiem o săptămână cu multe scandaluri și politice, dar și multe controverse în lupta împotriva COVID-19. Discutăm despre noile restricții, da, anunțate de autorități încă de joi, vineri. Așadar, după data de 12 februarie, nu se mai poate intra în România prin nicio poartă de intrare aeriană sau pe șosea dacă nu aveți un test PCR, da? Și după ce intrați în țară, chiar dacă aveți testul PCR, 10 zile trebuie să stați în carantină. Asta dacă veniți dintr-o zonă galbenă, dintr-o țară care se află într-o așa zisă zonă galbenă. O să vedeți imagini din aeroportul Otopeni, principala poartă de intrare și de ieșire aeriană a țării, acolo unde angajații DSP au făcut triaj, coz ca la pâine pe vremea lui Ceaușescu. Evident, nu se respectă nicio măsură de distanțare, nicio măsură de protecție împotriva pandemiei, extinderii virusului. Discutăm și despre ce se întâmplă în stațiunile montane, acolo unde românii se înghesuie deja de câteva weekenduri. Sunt mii de oameni care au luat cu asalt stațiunile, da, turistice de schi ale țării, stațiunile de munte. Este o înghesuială, o devălmășie pe la cabinele, pe la telecabine, prin toate facilitățile acestor stațiuni. Nu se respectă nici acolo niciun fel de distanțare. Asta în condițiile în care autoritățile, dacă au luat aceste măsuri, da, de restricționare a călătorilor în afara și în interiorul țării, înseamnă că se gândesc și au în cap un scenariu nu tocmai pozitiv, dimpotrivă, un scenariu negativ, am spune, chiar dacă România stă teoretic bine pe hârtie la numărul de infectați și teoretic stă bine și la numărul de vaccinări. Se primesc în continuare doze din vaccinul Pfizer, a venit și vaccinul AstraZeneca în România. Haideți să vedem imaginile, intrăm în dezbatere. Alături de mine este domnul dr. Tudor Ciuhodaru, europarlamentar PSD. Bună seara! Bună seara, bine v-am regăsit! Mulțumesc pentru prezență! Redactorul șef al revistei Historia, Ion Meioniță, jurnalist. Bună seara, Ion! Mulțumesc pentru prezență! Haideți să vedem cum iau cu asalt românii, nu neapărat... că nu vă schiază toți, da? Aceste stațiuni montane care au devenit, din punctul meu de vedere, adevărate bombe epidemiologice. Deși, teoretic, repet, în România încă trebuie aplicate și se țin și trebuie ținute măsurile de distanțare socială, de tot ce înseamnă protecție. Nu o să vedeți autorități acolo, poliție, jandarmerie, cei care trebuie să organizeze un flux cât de cât sigur al prezenței pe pârtia de schi, al modului în care ajungi pe pârtia de schi, modul în care pleci de pe pârtia de schi și așa mai departe. Haideți să vedem imagine. La gura humorului, zeci de turiști care își petrec vacanța la munte au încins o horă chiar pe pârtie. Se pare că în vacanță oamenii uită cu desăvârșire de coronavirus și de distanțare fizică. Momentul a fost transmis live pe Facebook. Însă pe pârtii, distracția se lasă și cu urmări nefaste. În Poiana, Brașov, weekendul a început cu un număr record de accidentări pe pârtie. Principala cauză ar fi supraaglomerarea pârtiilor, dar și faptul că mulți turiști erau echipați necorespunzător pentru traseile montane. 17 astfel de evenimente, un număr foarte mare, îngrijorător de mare. Între aceste evenimente vorbim și de doi turiști care se plimbau pe potecile montane din stațiunea Poiana Brașov și masivul Postăvaru și care, din cauza echipamentului inadecvat, respectiv încălțări specifice orașului, au alunecat. În masivul Postăvaru s-au format din nou cozi infernale, adevărate teste ale răbdării. Administratorii domeniului schiabil s-au străduit să facă ordine, jandarmii le-au cerut turiștilor să poarte mască și să păstreze distanța, să nu se înghesuie, altfel vor fi amendați. Indiferent cât de mari sunt cozile,
instalațiile de transport de cablu au anumită capacitate. Deci, indiferent cât de mare este coada la instalațiile de transport pe cablu, numărul turiștilor este constant. Administratorii pârtiilor le recomandă schiorilor să meargă să schieze cât mai de dimineață. Tot felul de recomandări care nu sunt respectate. Domnule doctor, domnule Ciuhodaru, care sunt riscurile, da, apropo de infectare, pentru cei care se duc și schiază, intră, se înghesuie în aceste telecabine, da, cei care practic iau cu asalt aceste stațiuni montane din România? Cred că e o întrebare retorică, domnul Mănăstire. Nici măcar nu trebuie să mai spun eu. Dar păi, nu este... poate că unii dintre ei se uită la noi în această seară și le readucem aminte că nu e de întins încă hora aia românească, tradițională. Deși o vedem, o să vedeți imagini cum politicienii trag chefuri ca în vremurile bune și așa mai departe. Oh, doamne, povestea merge mai departe, ca să nu zic eu. Aici era vorba de o strategie clară care trebuie aplicată peste tot și nu e nevoie să ajungem până pe pârtie să vedem ce se întâmplă. Peste tot, aș putea spune. Ați mers dimineața cumva cu metroul prin București sau ați mers cu transportul în comun în Iași? Nu, nu-mi doresc să mă duc cu metroul. Nu, dar să vedeți aglomerația de acolo sau să vedeți ce înseamnă într-un magazin alimentar, într-un hipermarket, ce se întâmplă aproape în fiecare zi. Și mă gândeam că și aici puteau să fie niște măsuri simple, clare, aplicate în așa fel încât riscul acesta de infectare să scadă corespunzător. Mă uitam, de exemplu, că în Belgia poți să ai acces într-un magazin în funcție, e o măsură simplă. Au stabilit anumite circuite, au un număr de coșuri la intrare și fiecare au astfel o evidență a câte persoane intră în acel moment în magazin, în așa fel încât se evita aceste zone extrem de aglomerate în care, evident, fie pe cale aeriană, fie prin contact direct, și vă reamintesc că în continuare coronavirusul rămâne și o boală cu transmitere digestivă prin mâini murdare, să fie evitate. Astfel de lucruri nu ne avantajează și poate că mă uitam și astăzi, numărul mic de teste și numărul de cazuri depistate dau o falsă senzație de siguranță. De fapt, dacă ne uităm la... Eu știți că pentru a controla o pandemie trebuie trei măsuri clare și concrete, o strategie simplă, bazată pe știință, în așa fel încât să salvezi viața oamenilor. Și sunt cele trei lucruri simple, recomandate și la nivel european. Pe de-o parte vorbim despre acea testare extinsă, gratuită, în așa fel încât să cea mai simplă metodă să nu intri în contact cu un pacient cu coronavirus este să știi ce ai în față. Iar dacă nu-l testezi și numărul de teste este foarte mic, evident că nu ai de unde să știi acest lucru, nu se izolează, merg mai departe și măcar în acele zone, hai, nu exemplu Slovacii unde s-a testat extins toată populația, dar măcar în acele zone în care se intră în contact cu mari numere importante de oameni, să fie făcut aceste lucruri, în hipermarketuri, în școală, în zonele de transport în comun, pentru că a scădea riscul de infectare. Pe de altă parte, aș vorbea și dumneavoastră despre această imunizare. Deocamdată lucrurile nu arată foarte bine, deși putem spune că un număr important de români au fost imunizați. Se vede clar că românii vor să se vaccineze, vedeți și numărul de înscrieri pe acea platformă, dar facem și aici o comparație. La recomandările Comisiei Europene sunt cam până în martie să fie vaccinate 80% dintre persoanele cu risc, iar 70% din persoane să fie vaccinate până în începutul verii. Dacă mai ținem minte bine, vara astronomică e pe 21 iunie. Așa că este greu de crezut, mai ales că aici vorbim de o cursă contra cronometru. Dacă nu facem acest lucru cu noile tulpini, cu ceea ce se mai întâmplă, există riscul ca până când ajungem să vaccinăm ceea ce ne-am propus, să cei din decembrie, ianuarie, imunizați atunci, să nu mai aibă această imunitate și să ajungem să vaccinăm. Da. Mai glumă, mai în serios, se pare că mulți dintre români vor să se vaccineze prin contactarea virusului, vor să se vaccineze pe cale naturală, dacă e să facem o interpretare a acestor imagini. Și o să vedeți și imaginile de pe aeroportul Otopeni, acolo unde a fost nebunie. Ion, unde sunt autoritățile? Unde este jandarmul care dă amendă? Unde este polițistul zelos? Că la un moment dat, acum câteva luni, se plângeau unii că se dau amenzi foarte mari și foarte multe și e prea multă poliție. Acum nu mai e poliție. Nu mai e autoritatea statului care vine să ia
și să-i ordoneze pe pârtie pe românii doitori de sporturi de iarnă. Da, reguli sunt, dar nu se respectă întotdeauna, pentru că toate aceste măsuri sunt în funcție în acest moment, sunt în vigoare, nimeni nu le-a anulat, deci ar trebui să se respecte peste tot. Numai că, vedeți, din moment ce au apărut unele situații de relaxare, cum este această permisiune pentru a practica sporturile de iarnă la munte, dintr-o dată lucrurile nu mai funcționează și nu știu de ce, pentru că riscurile sunt mari și este evident că acum suntem într-o situație critică, în sensul în care trebuie să mărim numărul de vaccinări și nici de cum să permitem reizbucnirea unor focare de infecție sau răspândirea, creșterea ratei din nou, ratei de răspândire a virusului. Așa ceva nu ne permitem, mai ales când după măsurile de 2-3 luni de până acum am văzut că a scăzut într-adevăr numărul de cazuri, chiar dacă într-adevăr nu avem o imagine foarte completă legată de testări. Dar mai intervine un punct important chiar de mâine, și anume deschiderea școlilor. Aici iar va fi o mare, foarte mare problemă în respectarea unor reguli. Sunt și condiții obiective, sigur copiii sunt în clasă, e foarte greu să poți să păstrezi niște măsuri, dar trebuie făcut mult mai mult decât am văzut că se face, cum e cazul restaurantului, al cluburilor sau al prezenței pe pârtile de schi. Uitați-vă ce s-a întâmplat în cluburi, când spui foarte clar 30% sau în restaurante, 30% atâta este permis. Și când colo dai peste cluburi în care nu mai ai loc să arunci un act, toată lumea e acolo, organizează tot felul de fore și de reuniuni din astea care n-au nimic de a face cu măsurile necesare, măsurile sanitare pentru a diminua răspândirea virusului. Deci suntem cumva în contra timp. În timp ce întreaga lume ia măsuri pentru că se teme că apar aceste noi tulpini periculoase, cel puțin cu transmitere mult mai rapidă decât vechea tulpină, care nici aia nu era prea lentă. Iată că acum la noi s-a lăsat garda jos și să nu știu ce care vor fi consecințele. Poate că e o strategie, mai simplu spus, îi lăsăm pe români 2-3 luni să se distreze, să rupă pârtile, să facă chefuri, după care îi băgăm din nou în casă. Mai ținem în casă 2-3 luni, după care îi mai scoatem puțin la aer în primăvară. Nu, dar vă dați seama, pericolul este să supraaglomerezi din nou sistemul de sănătate, care în iar toamnă, țineți minte că era în pragul de a nu mai primi pacienți cu un număr foarte mare și cu personalul medical epuizat din cauza efortului. Acum le-a mai dat puțin timp, a mai scăzut numărul de cazuri. Ar fi foarte greu să te duci iar spre un număr foarte mare. Deci, din moment ce ai obținut niște rezultate bune, eu zic, în ultimele luni, ar fi păcat să ne ducem într-o zonă care poate să fie periculoasă. Domnule Roman, bună seara! Bună seara! Deputat PNL, vreau să discutăm puțin despre școli. Am încercat astăzi să discutăm cu diversi primari responsabili direct de procesul ăsta. Evident, primarii au o parte din responsabilitate, și Ministerul Educației, al Sănătății. Sunteți încrezător că o să ne iasă redeschiderea școlilor, în sensul că nu o să avem focare? Nu e puțin cam hazardată decizia asta? Eu susțin decizia Ministrului Educației, domnul Sorin Câmpeanu, de a redeschide școlile, în special învățământul primar și gimnazial, prin descentralizarea luării deciziei la nivel local, pentru că, din punctul meu de vedere, primarii știu cel mai bine și sunt de regulă și cei mai responsabili dacă activitatea școlară se poate derula în condiții de siguranță sau nu. Ceea ce a făcut Sorin Câmpean, eu așteptam să se întâmple încă de anul trecut, adică aveam situații paradoxale.
de exemplu, zona de munte, că tot discutam de munte, unde oricum sunt puțin copii la școală, sunt tot mai puțin copii la școală, unde incidența era extrem de scăzută și unde nu aveau nici semnal pentru tablete sau pentru telefoane, erau practic pedepsiți la rând cu cei din localitățile unde incidența era crescută și unde numărul elevilor era mult mai mare. Practic, decizia domnului Câmpeanu înseamnă descentralizare la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale, luarea unei decizii punctual pe fiecare situație în parte, în funcție de incidența locală și din acest punct de vedere eu cred că e un bun început, pentru că dincolo de asta sunt și tată, am și o fetiță în clasa 7-a care nu merge de un an de zile la școală. Și sigur că există o traumă din partea copiilor, le este dor de colegi, le este dor de profesori, și-ar dori să se întâlnească. E complicat să stai un an de zile acasă și acum vă spun cu toată sinceritatea, în afară de materiile de bază, altceva nu s-a făcut chiar foarte, foarte serios sau cum ar trebui. Și în perioada asta pierd foarte, foarte mult. Cu amendamentul că această descentralizare sună bine, dar în cazul unor focare de infecții, în cazul unor situații da, complicate în anumite școli, ceea ce se va întâmpla, că până la urmă e greu să credem că nu vom avea asemenea focare în școli, primarii vor fi vinovați, evident, și vor fi trași la răspundere de Ministerul Sănătății. O mică paranteză, Vlad Voiculescu, Ministrul Sănătății, nu era foarte convins până în ziua de joi, miercuri, că ar trebui deschise școlile. Știți, au fost discuții de la Cotroceni cu președintele Iohannis. Domnule Cihodaru, e corectă descentralizarea asta pe ideea că vinovăția, până la urmă, dacă o să fie o asemenea vinovăție, se va duce către primarii care, nu-i așa, nu-și vor face treaba și vor transforma școlile în focare de infecție. Păi am văzut că domnul ministru avea incertitudine apropo de fidelitatea sau corectitudinea datelor raportate apropo de această pandemie. Și ca să faci o strategie la nivel local, chiar domnia sa ar trebui să ne ofere aceste cifre exacte și să asigure și măsurile de sănătate în acest domeniu. Și făcând o paranteză, dacă situația este chiar atât de verde sau, să zicem, roz, apropo de evoluția pandemiei, oare nu poate să găsească domnul ministru și o soluție pentru redeschiderea spitalelor și pentru celelalte categorii de pacienți? Dacă numărul de pacienți în continuare pe terapie intensivă nu este semnificativ, iar numărul cazurilor continuă să scadă, oare nu putem găsi concentrarea acestor pacienți? Eu vorbesc de spitale modulare, că, apropo, tot Organizația Mondială a Sănătății spune că vor mai exista și alte pandemii. Și ce înseamnă pregătire pentru astfel de situație? Să ai infrastructura medicală necesară, în așa fel încât să poți reacționa corespunzător într-o astfel de situație. Eu mă uitam apropo de faptul că de o lună de zile spitalul ăla modular, rol 3, țară NATO, stă în continuare închis la Iași, iar dacă mă uitam pe numărul de cazuri la ora actuală în Iași, am fost și da, o secundă! Ne puteți spune sincer de ce stă acel spital închis, cumpărat de CJ Iași și Consiliul Județean Neamț? Domnul Mănăstirea, de ce păcat, oricum există un spital rol 3, țara NATO, este unul funcțional de cel mai înalt grad. Este unul care funcționează și la Bruxelles și cred că se puteau găsi soluții în atât timp să fie corectate eventuale deficiențe, până la urmă vorbim despre viața oamenilor. Iar când vorbim despre 100 de paturi de terapie intensivă și aproape 200 de paturi pentru forme medii și severe, gândiți-vă că la ora actuală, în Iași cel puțin, tot ceea ce înseamnă patologie legată de coronavirus ar putea să fie concentrată în acest spital și să lași restul spitalelor, pentru că sunt pacienți cu patologie care trebuie tratată corespunzător. Unii dintre ei și-a recunoscut-o și Ministrul Sănătății cu patologie oncologică, deși vorbim despre programe și am reușit acel scris program de luptă împotriva cancerului la nivel european, au avut foarte... Păi da, dar de ce stă închis spitalul rol de la Iași? Eu cred că trebuia găsit o soluție urgentă. Nu cred că la atâția ingineri care există în România nu se găsea o soluție ca acest spital să fie funcțional. Dar spuneți, domnule Cihodaru, că știți de ce stă închis, ca să afle telespectatorii de ce stă închis. Spuneți. Eu nu știu de ce s-a închis, pentru că sunt convins că se găseau soluții în acest moment. Se puteau găsi soluții de atâta timp. S-au incriminat tot felul de probleme. Ba că n-are aviz ISU, ba că are aviz ISU, ba că nu-i trebuie aviz ISU, ba că nu funcționează căldura, ba că sunt probleme de nu știu care. Da, dar chiar... da.
Păi, nu merge căldura, nu are aviz la incendii. Păi, acum dumneavoastră ca medic ați băga un pacient într-un așezământ unde nu ai garanția, Doamne ferește, că nu izbucnește un incendiu? Dar atunci eu mă întreb de ce rămâne deschis în continuare și să plătesc gard și nu știu ce se mai întâmplă pe acolo în contextul în care nu este fir de pacient acolo în acest moment. Asta e altă discuție. Ce încasează unii, încasează unii bani și nu funcționează spitalul? Păi faceți o reclamație la DNA. Oricum sunt dosare la DNA pe subiectul ăla. Deci este închis pentru că acest stat este impotent administrativ. De-aia este închis. Păi da, la atâta timp, domnul Mănăstire, deci vorbim totuși de un an de zile de când s-a scurs această pandemie. Mă așteptam ca în acest moment să avem, uitați apropo de aceste spitale modulare, măcar unul în fiecare regiune de dezvoltare a României. 10-15 milioane de euro nu sunt o sumă atât de mare pentru România, iar dacă vorbim despre rezervele existente la nivel european, vă reamintesc că există acest program pe care l-am scos prin Comisia de Sănătate a Parlamentului European, Rescue, domnul Ioniță știe, de 3,1 miliarde de euro, de care, prin care poți să iei pe banii europeni, pe banii Comisiei Europene finanțate, important, și spital modular, și ventilatoare, și teste, și tot ce mai este necesar. Iar dacă sunt aceste semnale de alarmă apropo de o următoare pandemie, iar o să fim, nu știu, o să fim mai bine pregătiți la următoarea pandemie, nu luăm măsuri concrete, nu găsim o soluție ca viața noastră să poată merge mai departe. Dacă faceți o paralelă cu, dacă vreți, și cu școlile din România, există într-adevăr riscul și nimeni nu poate să nege acest lucru, ca numărul de cazuri să crească după această redeschidere a școlilor. Dar mă uitam că în timp ce Ministerul Sănătății din Austria, apropo de redeschiderea școlilor, recomandă testarea extinsă și a profesorilor și la elevilor, părinții pot să-și testeze copiii acasă în fiecare zi de luni, prin teste gratuite, în așa fel încât nu doar să pui diagnosticul la un pacient care are simptome, că până la urmă asta facem la ora actuală, punem diagnosticul, ci să găsești o metodă de filtrare, de screening, de prevenție până la urmă, ca astfel de cazuri să nu ajungă în școală și să nu se întâmple acele bombe epidemiologice care ne pot crea probleme pe traseu, pentru că știți și dumneavoastră s-a spus că acești copii pot transmite boala în familie și mai țineți minte semnalele de alarmă de la început că părinții, bunicii noștri ar putea să fie afectați. Eu cred că aici trebuie o strategie coerentă și apropo de ceea ce ar putea să urmeze pe traseu, iar apropo de ce se întâmplă, o companie farmaceutică română de care tot spun de atâta timp, cu un institut care să poată produce vaccinul și redeschiderea cantacuzinului, domnul Roman știe, de când eram în Parlamentul României. Și ia uitați, domnule doctor, că aveți experiență a ce înseamnă triaj, ce înseamnă aglomerație. Da, vedeți imaginile de la Otopeni, da, aeroportul Otopeni, cum cei de la DSP fac triaj, așa se face triaj în România, o buluceală tipic românească, sute și sute de pasageri au așteptat să fie triați pe aeroport. Acum, tot așa la mintea cocoșului, domnule doctor, e suficient să fie un bolnav, doi bolnavi, trei, zece din câteva sute, ca să fie evident că există risc de infectare, da? În Olanda, însă, o să vedeți imagini imediat de pe aeroportul Schiphol din Amsterdam, nu te întreabă nimeni, nu se fac triaje, nu este buluceală și stai să te întrebi care e problema, de fapt, a României, da? Ion Meoniță, care e problema? De nu putem să ne organizăm cât de cât decent, să facem niște lucruri care în mod normal trebuie făcute cu un anumit protocol simplu, nu e mare filozofie. Nu-mi dau seama ce se întâmplă în imaginile astea, adică oamenii ăștia creează aglomerații în loc să creeze distanțare. Că-i țin pe toți pe un culoar acolo și nu știu de ce facă chestiunea asta, la ce folosește până la urmă. La ce folosește? Fac triajul, nu știu. Se completează niște hârtii. Se completează niște hârtii. Ce poate să facă? Adică ei trebuiau să creeze niște fluxuri astfel încât oamenii să fie cât mai distanțați cu putință și văd că ei stau la capătul culoarului de venit, cred că este acolo, un singur culoar pe care vin toți pasagerii și opresc acolo. Deci e o aberație în sine. Să dăm și explicația. Modul de organizare acolo. Da, modul de organizare efectiv cei de la aeroport. Drulă, ministrul transportului, a schimbat șeful de la aeroport acum două zile.
a pus un hashtag rezist, un userist acolo, șef la aeroport. Imaginile acestea sunt o dovadă a neputinței celor de la aeroport și a celor de la DSP, dar au ca și consecință decizia, da? S-au înghesuit românii să vină în țară. De ce? Pentru că începând cu data de 12 februarie, cum vă spuneam la început, orice român care vine dintr-o zonă galbenă, dintr-o țară de pe harta galbenă, zona galbenă, trebuie să aibă un test PCR făcut cel puțin cu 72 de ore înainte și după aceea, atenție, cumulativ, nu prin excepție, să stea 10 zile în carantină. Și cel mai probabil, de frica carantinei, au început românii să vină de prin Europa în țară, speriați de anunțul Ministerului de Interne și a Ministerului Sănătății. Deci, ca să nu intre în carantină, s-au bulucit zilele astea să vină în țară. Îi spun bună seara, da, vedeți imagine, îi spun bună seara jurnalistului Narcis Drejan, din aeroport de la Amsterdam, aeroportul Schiphol, presupun, nu? Bună seara, da. Bună seara. Schiphol, exact. Bună seara. Păi, cum de e aeroportul gol la olandez? Este nu gol, ai impresia că te uiți la Walking Dead, sincer, spun, sunt foarte, foarte puțini oameni, sunt foarte puține zboruri. Deci e blocat problema traficul aerian în Olanda? Da. Da, da, este pentru că aici sunt temperaturi între minus 6, minus 7 grade. Problema este de a unui viscol foarte puternic care afectează de următoarele două zile, va afecta Olanda. Organizarea e foarte slabă pentru că cei de la KLM au înjumătățit personalul pe timp de pandemie. Aeroportul este super gol, o țară unde nu te întreabă nimeni de test în condiții care o tranzitezi. Se face triaj? Se face triaj în aeroport? Nu există, nu există așa ceva. În momentul în care urci în avion, te întreabă dacă ai testul negativ. E adevărat că este o țară care cere și PCR-ul și testul acela antigen de cu 4 ore înainte de decolare. Și condițiile sunt într-adevăr normale, adică nu există triaj cum se face, de exemplu, la noi, la aeroportul din București, de abia așteaptă rechinii ăștia de la companii care se trimite la o altă companie medicală pentru a face un test rapid. Chiar există exact cum te aflau pe vremuri pentru un taxi, exact același lucru se întâmplă și acum. Vin și te iau direct, haide să facem un test rapid care ar costa 170 de lei. Da, e o afacere, e o afacere până la urmă. Exact, exact. Mulțumesc pentru intervenție. Am văzut așadar imagini de la Amsterdam. Ce credeți, domnule doctor, că se va întâmpla după 12 februarie? Sau de ce credeți că au luat autoritățile măsura asta? Cu scandalul de rigoare sunt unii mai, cum să spun eu, mai turbulenți, spun că nu își vor face testul, că există prin Constituție garantat dreptul de a intra al cetățenilor români în țară, nu își vor face testul, nu o să vrea să intre în autoizolare la domiciliu dacă vin după data de 12 februarie în țară. De ce au luat măsurile acestea? Da, să știți că măsurile acestea sunt în foarte multe țări europene la ora actuală. De exemplu, Belgia cere pe test PCR făcut cu 72 de ore înainte de a intra în țară. Mai nou, acum și un fel de formular din care declar că face o călătorie esențială atunci când ajunge în Belgia, mai ales când vine dintr-un stat, dintr-o zonă galbenă. Austria face la fel, Germania face la fel. Până la urmă, este o măsură care poate, dacă am fi aplicat-o altfel de la începutul acestei pandemii, apropo de triere, testare, carantină făcută așa cum trebuie, pe același lot, în aceeași situație și să nu se reîntoarcă nimeni în zone de carantină, poate ar fi fost cu totul și cu totul altfel și evoluția acestei pandemii. Din punctul meu de vedere strict medical, mai am o singură întrebare. De ce cei care sunt vaccinați, că am înțeles că a existat această variantă, de ce cei vaccinați nu ar trebui să sunt scutiți de aceste lucruri? Pentru că până la urmă, la acea eficacitate de 90-95%, nu știi dacă are de aparat dobândită imunitate, iar datele legate de transmiterea virusului de către un imunizat nu sunt concludente. Adică întrebarea mea clară este, din punct de vedere strict epidemiologic, de ce un asimptomatic vaccinat este bun, iar un asimptomatic nevaccinat este rău și trebuie internat, așa cum am făcut la început în România. Mie mi se par că aceste lucruri trebuie foarte clar stabilite și că până la urmă o conduită clară la nivel european, unitară, apropo de ceea ce înseamnă deplasare, nici nu putem sta închiși în casă, dar până la altă parte trebuie găsit o prevenție în ceea ce privește răspândirea virusului, nu cu ceea ce am văzut înainte, în niciun caz. Iar dacă vorbiți despre aeroport, cel din Amsterdam v-a spus foarte clar că are viscol și nu este acolo ca paratic pustiu. Dar în celelalte aeroporturi prin care am mai mers
primesc în Europa este ca după bomba H. E gol. Pentru că au fluxurile făcute clar, apreciază foarte clar numărul de aeronave și numărul de pasageri care ajung într-un anumit moment. Sunt circuite clare, inclusiv alea cu distanțare marcate, 2 metri, pași, urme de pași, iar în momentul în care au un flux crescut de pasageri, lucrurile sunt suplimentate în așa fel încât să nu se ajungă la zone în care oamenii doctor, să stea... Păi, autoritățile noastre nu știu lucrurile astea după un an de zile, de proceduri, de cei de la aeroport, nu știu să facă și niște pași. Israelien pe la Ministerul Sănătății sau vreo doi de pe Amsterdam sau din Belgia și văd și ce fac autoritățile sanitare de acolo și le aplicăm și în România, că e simplu, e facil, le-au făcut și alții și cred că se pot face fără niciun fel de problemă și la noi. Mai ales că vorbim despre viața oamenilor și de controlul răspândirii acestei pandemii. Este evident, răspund, e strategia apropo de cele trei măsuri clare, testare, imunizare și găsirea unei soluții terapeutice, trebuie dublată și de aceste măsuri organizatorice. Simple, clare, eficiente, algoritmice, făcute de către autoritățile sanitare, în așa fel încât să nu vedem, practic, focare de risc, bombe epidemiologice, ba la aeroport, ba la piață, ba la hipermarket, ba pe pârte sau nu știu de unde o să mă dați imaginile următoare, că presupun că mai aveți astfel de situații care se repetă la infinit, parcă, și ne ridică mari semne de întrebare apropo de evoluția ulterioară a acestei pandemii, mai ales că nu uitați, domnul Mănăstir, deci, studiile oficiale la nivel internațional spun că sunt 12.700 de mutații depistate până acum. Vorbim noi de acum de mutația din Africa de Sud, vorbim de cea din Anglia, dar nimeni nu vorbește de cea din Nigeria, sunt și acolo numeroase mutații, mai sunt altele descoperite prin America de Sud. Iar în contextul ăsta, fără acum testare, să fac o glumă nepotrivită, totuși e târziu, Nigeria e departe până ajunge aia din Nigeria la noi. Da, și mai degrabă, ajunge cea din Marea Britanie. Ca să fac o glumă, da? Deci, într-o lume globalizată, lucrurile astea se pot întâmpla cu mare ușurință și întotdeauna a fost mai ușor să previi decât să tratezi. Păi nu, apropo de tulpina britanică, cei care se înghesuie și vedeți acum imaginile, majoritatea celor care sunt acolo pe aeroport, vin din Marea Britanie. Apropo de tulpina britanică, iar acolo, da? Este majoritară, conform relatărilor oficiale, de oficialităților din Anglia, așa că trageți dumneavoastră concluzia, mai ales că, pe de altă parte, secvențierea genetică este departe de ceea ce ar trebui să fie, iar recomandările Comisiei Europene spun că minim 50% din aceste teste PCR ar trebui să beneficieze suplimentar, din teste ar trebui să beneficieze de secvențiere genetică, în așa fel încât să știi și ce ai în față, ce tulpină ai. Da. În contextul în care... Din păcate, nu se poate menține ritmul nici de testare. Am văzut astăzi, erau 11.000 de teste. Mult departe de ceea ce ar trebui să fie pentru o imagine clară. Și gândiți-vă că sunt sigur că sunt județe în care nu s-au făcut astfel de teste sau s-au făcut pe banii oamenilor și e departe de a obține o imagine exactă a ceea ce înseamnă această pandemie. Deci, paradoxal, vin tulpinele acestea din zone de risc, vin pasageri, vin oameni din zone de risc, mai testăm puțin și, pe de altă parte, nici secvențiere nu facem. Situația apare, din acest punct de vedere, cel puțin complicată și sub semnul întrebării și cred că trebuie măsuri foarte, foarte clare în așa fel încât astfel de situații, odată să nu se mai repete, pentru că ele reprezintă de fiecare dată un risc epidemiologic major. Iar regulile clare, stabilite, pe baza științei, pe baza unei infrastructuri clare, testare, imunizare și găsirea unei soluții terapeutice, dublate, de evident, de acele resurse medicale, în așa fel încât să redeschidem și spitale, permit, pentru că, până la urmă, domnul Mănăstire, trebuie să redeschidem cumva și economia și școlile ca să nu murim de foame. Este extrem de important să... Da, și distracțiile și chefurile fac parte din viața socială, sunt necesare și ele. Dar nu, chiar dacă o zic o urmă de ironie, da, într-adevăr, aveți dreptate, dar, de exemplu, în capitală, azi e plină presa de chefuri, au bubuit chefurile în weekendul ăsta, că s-au relaxat măsurile. Raed Arafat a declarat acum câteva minute la un alt post de televiziune că vârful pandemiei a fost atins în luna noiembrie, pe care de consecință a scăpat de vârf. Ion Meoniță, acum e al doilea vârf sau suntem pe platoul cocoașei? Ca să-l citesc pe domnul Nelu Tătaru. Da, din ce a fost până acum, da. Din ce s-a întâmplat în acest an de zile, da. În noiembrie a fost cel mai mare statistic, număr de cazuri așa este, și am văzut că sistemul de sănătate a fost supus unor mari presiuni.
nu mai erau locuri. Sper că nu dorește nimeni, adică nu, evident că nu, nu așa discutăm, dar asumând-ne riscuri nejustificate, putem să ne întoarcem. Adică, sigur, ăla a fost un vârf, dar a fost un vârf de ce s-a întâmplat până acum. Nu ne garantează nimeni că de acum înainte nu vom o lua din nou pe o pată ascendentă dacă nu respectăm regulile. Asta este foarte clar. Deci, bătălia nu este nici măcar aproape de victorie. Nici măcar. Suntem pe un drum care ne poate duce la victorie. Asta este adevărat. Dacă ritmul de vaccinări crește și am văzut că încep să vină vaccinurile de la marii producători, cei care au contractat cu Uniunea Europeană și toate cele trei vaccinuri, toți cei trei producători încep să mărească producția și să trimită cotele respective. Asta este o veste bună. În februarie vor veni în România importante doze de vaccin. Dacă reușim să creștem numărul de vaccinări și totuși să păstrăm, pentru că și cu vaccinare trebuie păstrate aceste reguli până ajungi la imunitatea în masă, atunci da, de grup, atunci da, dar acum e prematur să vorbim despre ceva. Și încă o secundă, domnule Roman, da, Ion, ai introdus informația asta, vreau un scurt comentariu la domnul Ciuhodaru. Vaccinurile, încă o dată vă întreb, s-a mai discutat mult, te protejează și pentru toate aceste tulpine, tulpina din Marea Britanie, aia sud-africană, aia din Nigeria, aia din Africa de Sud și câte ori mai fi? Sunt multe semne de întrebare. Sunt multe semne de întrebare și dacă vă uitați pe specificațiile producătorilor, alea care sunt pe site-ul Comisiei Europene, nu se menționează așa ceva. Există într-adevăr acest risc și ați văzut că și părerile experților, vorbesc de cei internaționali, sunt împărțite din acest punct de vedere și tocmai de aceea ideea este să vaccinez contra cronometru. Și eu sper ca domnul Ioniță să aibă dreptate și mi-aș dori să fie așa, dar până una alta vă zic, trebuie să facem 77.000 de injecții în fiecare zi. E departe de ceea ce am făcut până acum și sunt multe cauze, țin și de aprovizionare și de organizarea centrelor. Sunt centre, am văzut pe la Suceava, care nici măcar nu au personalul medical. Gândiți-vă cum se vor vaccina cei din rural și acolo va fi o întreagă problemă. Iar la media, mă uitam, sunt 177.171.000 de injecții făcute până acum. Asta înseamnă 20.000 de injecții pe medie pe fiecare zi. Asta înseamnă 13 români injectați, dacă vreți, făcută injecție în fiecare minut. Prin comparație, că haideți să ne uităm și fac alții și eu în general mă compar cu cei care au o eficiență în așa ceva, Anglia face 140 de injecții în fiecare minut. Adică discrepanța este de 1 la 10. Îmi doresc acest lucru să fie făcut cât mai rapid, pentru că v-am zis, cu cât se lungește această perioadă, cu cât timpul trece, există riscul să apară noi și noi mutații, noi și noi tulpini și sunt foarte multe semne de întrebare în ce măsură gama vaccinală acoperă și aceste noi tulpini sau uitați-vă că până și producătorii spun că s-ar putea să fie nevoie să adapteze chiar și vaccinurile existente la așa ceva. Este deci nu prea știm, nu avem date certe. Pe atunci stați puțin, de ce să grăbesc procesul de vaccinare? Dacă oricum tulpina care vine, tulpina nu mă infectează oricum, chiar dacă am fost vaccinat la începutul anului, de ce să grăbim dacă vine tulpina peste noi? Nu, date avem pe ceea ce știm în momentul de față. Noi nu avem date pentru viitoarele mutații ale virusului, pentru că vedem că are o rată destul de mare. Dar, cum spun specialiștii, deocamdată vaccinurile în funcție sunt eficiente pe toate tulpinile cunoscute. De-aia trebuie să vaccinăm foarte rapid, pentru că s-ar putea să apară și tulpini care să aibă, împotriva cărora vaccinul să nu fie eficient. Deci, deocamdată, din ce știm, să nu spunem că nu sunt, sunt efective acestea, au efect aceste doze. Un singur lucru că vreau să-l las pe domnul Roman să spună opinia, legat de ceea ce spuneai, Silviu, mai devreme, că sunt indivizi, oameni care spun noi nu respectăm regulile când venim în țară, nu e adevărat. Nu te oprește nimeni să te întorci în țara ta, e un drept pe care îl ai, dar în anumite condiții. Pentru că, scuzați-mă, carantina e o practică venețienii de 500 de ani, când veneau marinarii cu ciumă. Așa și acum, nu te împiedică, poți să te întorci în țară, dar trebuie să stai 10 zile în carantină. Sunt două lucruri total diferite care nu afectează dreptul.
drepturile fundamentale ale celor. Este dreptul la sănătate publică și tu te întorci în țară, nu te oprește nimeni, dar cu garanția că stai în această carantină absolut necesară. Dacă nu stai, plătește amendă. Sau o secundă să vedem celelalte imagini. Repet, vă spuneam că bubuie chefurile, inclusiv politicienii, da, sunt mari chefi în perioada asta. Vedem acum imaginile și întrebarea care se ridică este următoarea. Păi de ce să-mi fac teste, de ce să stau la coadă, să respect reguli, când autoritățile permit să se întâmple asemenea lucruri și nu discutăm de excepții. A devenit regula și este cât se poate de evident că nici frica de amenzi, nici frica de autorități, de restricții, nu mai, cum să spun, îi face pe unii dintre noi, dintre români, să respecte regulile. Cum s-a lăsat seara, distracția s-a mutat de pe pârtie în jurul cabanelor. Aceste imagini au fost surprinse în stațiunea Voinasa, unde oamenii au dat petreceri în aer liber și au uitat de regulile impuse de autorități. Participanții riscă să plătească de la 500 de lei până la 2500 de lei amendă. Petrecerea au fost în vârf de munte și în alte stațiuni de pe Valea Prahovei ori Brașov, cu băutură din belșug, muzică și dedicații fără număr, dar fără respectarea regulilor sanitare în vreme de pandemie. În urma apariției în mediul online a imaginilor, polițiștii s-au sesizat din oficiu și fac verificări. Poliția are și rol de prevenție, evident. Adică ce face polițistul acum? Stă pe Facebook, se uită să vadă pe rețelele sociale unde mai se mai rup românii într-un chef și intervin post factum, când de fapt ar trebui să intervenim puțin înainte de a se întâmple lucrurile astea. Da, domnule Roman. Da, mai întâi dați-mi voie să mai exprim și eu pe cazul Otopen, pentru că m-ați tărit, ca să zic așa, din această discuție. Eu nu înțeleg un lucru. Majoritatea țărilor europene nu te lasă să te urci în avion fără acea hârtiuță care dovedește că ai făcut testul PCR. Și atunci, întrebarea este de ce să mai facem triaje de epidemiologice de genul celui pe care l-ați prezentat dumneavoastră? Eu nu am văzut nicăieri în Europa un asemenea triaj epidemiologic. Sunt două tipuri de triaj. Unul este cel la care a făcut referire domnul doctor Ceodaru, iar al doilea este prin sondaj, adică e zona marcată unde trec cei care declară pe propria răspundere că și-au făcut testul și pe partea cealaltă intră cei care eventual nu au testul și intră mai întâi într-o cabină în care sunt testați. Iar cei care nu care se declară că și-au făcut testul sunt testați prin sondaj. Aici e o discuție de lipsă de organizare și de abuz din punctul meu de vedere. Dincolo de faptul că dacă tot ai luat decizia să-i ții pe oameni adunați de maniera asta și să-i expui riscului de îmbolnăvire, măcar trebuia să stabilești niște trasee, un circuit, astfel încât acei oameni să stea la distanță unul față de altul. Dar asta arată că noi suntem întotdeauna mai catolici decât papa. Domnul Roman, dacă îmi permiteți, acum știu că sunteți la putere, nu mai sunteți în opoziție, dar aveți, aveți pârghia asta. Am înțeles, dar aveți pârghia parlamentară. Dacă nu aveți telefonul, vi-l dau, telefonul domnului Drulă, este ministrul transporturilor, da, administratorul companiei de aeroporturi București. Vi-l dau telefonul domnului Drulă și mai este un domn Peșteșan care este director la aeroport. Dânsii cred că trebuie să fie interpelați de dumneavoastră ca parlamentar. Domnului Drulă și comunic cu dânsul. Sigur că o să comunic treaba asta. Nu sunt la putere, cum ziceți dumneavoastră. Sunt un deputat al Partidului Național Liberal, același om și în opoziție și la putere. Adică să nu vă îndoiți că, după cum vedeți, critic un ministru pentru modul în care tratează românii care se întorc
dintr-o țară care le cere oricum în momentul urcării în avion acel certificat care să dovedească că și-a făcut testarea PCR. Deci tocmai asta făceam. Nu aruncam mizeria sub preș pentru că nu e cazul. Și abuzul de genul ăsta din punctul meu de vedere trebuie să înceteze. Adică ori faci niște circuite funcționale, cum spunea domnul Ceodaru și domnul Ioniță, respecti distanța în momentul în care stai la coș și așa mai departe, cum se întâmplă peste tot în Europa, fie creezi acele culoare în care îi lași să treacă pe cei care arată hârtia, că pur și simplu oamenii așa fac, arată hârtia ca au acel PCR făcut, iar cei care nu sunt testați. Aici e o bătaie de joc, îmi pare foarte rău, tipic românesc, tipic abuziv românesc, ca să ne bate în joc de oameni. Și oare... spun cu părere de loc, într-adevăr... Da. Încă n-am văzut comentariile USR, da, directorul aeroportului pus de USR cu domnul Dulă. Oare nu e cumva de vină PSD pentru lucrul ăsta? Ce ziceți, domnule Ciuhodaru, de ce zâmbiți? Nu, eu vă spun doar un singur lucru. Chiar nu, da, eu văd că... Vă spun foarte sincer, mă deranjează când văd că lucruri simple, domnule, că astea nu trebuie să fii ministru ca să realizezi că trebuie să faci niște circuite simple și trebuie să te uiți ce fac și alții. Nu trebuie să fii un geniu. Dar aici se vede fie lipsa de acțiune a celor de la aeroport, fie pur și simplu ce bernicea unor funcționari care comit un abuz. Deci oamenii ăștia îmbolnăvesc români ținându-i unul lângă altul. Așa cum spuneați dumneavoastră, dacă 1, 2, 3 sunt bolnavi acolo, îi îmbolnăvesc pe toți. Pentru că niște deștepți așa s-au gândit să procedeze. Domnule Ciuhodaru. Da, apropo de... Dumneavoastră mai sunteți la PSD sau ați plecat din PSD? Dar nu puteți spune că socialdemocrații sunt vinovați deja de un an de zile de tot ce se întâmplă în această pandemie. Iar aici, cum să vă zic, sunt măsuri clare, concrete, se aplică în toată Uniunea Europeană și măcar la o discuție cu Ministrii Sănătății, cu doamna comisar Kyriakides, puteau să ceară experiență. Există o strategie care se aplică la nivel european, am votat-o în Parlamentul European, am stabilit-o, de-aia trebuie aplicată și de fiecare minister al sănătății din țările membre. Este simplu, este eficient, iar apropo de aceste teste PCR, ele pot fi încărcate inclusiv pe platforma electronică atunci când vrei să te depasezi într-o anumită țară, ai un cod de identificare pe telefonul mobil, oamenii care folosesc în general aeroportul au și aceste facilități la ei fără niciun fel de problemă, dacă nu o hârtie care să poată să fie scanată și lucrurile ar putea să meargă foarte simplu, dar trebuie să mai și vrei să faci acest lucru, să-ți și pese. Din acest punct de vedere, sunt mari rezerve în ceea ce se va întâmpla acum din punct de vedere medical. Momentul critic e greu de evaluat. Vine și redeschiderea școlilor, vin și alte lucruri, vin și noile tulpini, iar ceea ce ne-a arătat asta, apropo de organizare, hai că pe pârtie poate, nu știu, fi mai greu. Nu le faci cu... Păi și acolo puteau să existe modele de organizare. Dar stați puțin că mai avem exact un minut, eu am accentuat să nu se înțeleagă cam ceva cu oamenii care schiază. Hai să zicem că pe pârtie e... Noi, dar până ajungi pe pârtie, domnule doctor, te bagi într-o telecabină, te înghiți pe apă acolo, intri într-o încăpere, ieși, toate lucrurile astea, cei care au fost la munte știu. Marea problemă este cum ajungi pe pârtie. Și după pârtie, tragi cu cheful la cabană. Să vă mai spun apropo de ceea ce se întâmplă în lifturile din Parlamentul European. Există doar două persoane se pot urca simultan în acest lift. O arată, poziția este în așa fel încât să nu respire unul în fața celuilalt. Cred că lucrurile astea se puteau limita numărul de pasageri în acele telecabine, telegondole. Puteau exista niște măsuri simple să... Evident că nu se întâmplă, da? Scurtă pauză comercială. Senatoarea Șoșoacă de la AUR lovește din nou, este un scandal monstru, se discută în interiorul acestui partid ciudat AUR, inclusiv eliminarea, da, scoaterea din partid a doamnei Șoșoacă, vedeta de necontestată a acestui tânăr partid parlamentar.